Am văzut, domnule ambasador, un sondaj realizat recent de CBS Research. 38% dintre cetățenii Republicii Moldova sunt de acord cu războiul din Ucraina și susțin, de fapt, războiul dus de Vladimir Putin. Vă îngrijorează aceste cifre sau cât de reale sunt ele? Ce am reținut eu din acel sondaj este că majoritatea cetățenilor optează pentru integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, majoritatea cetățenilor, într-un fel sau altul, fie că unii își doresc unirea cu România, fie că alții își doresc, văd în România parteneriatul strategic cel mai important, doresc o aprofundare a relațiilor noastre, o apropiere accelerată cu România, astfel încât să facem față și mai bine riscurilor de securitate care ne afectează. Îmi cer scuze. Ce problemă? Deci, cred că noi, împreună cu România, vom face față cu brio acestei noi situații și simțim peste tot ajutorul României la toate nivelurile, fie că vorbim de politic, economic, social. Deci suntem foarte recunoscători în sensul ăsta României și aceasta ne dă și o siguranță, o siguranță care ne ajută să fim cumpătați și să luăm decizii corecte în actuala situație.